Bună seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, de care sunt cele mai importante subiecte. Un bărbat de 30 de ani a murit în această după-amiază în urma unui accident produs pe strada Petrican din capitală, potrivit poliției. De vină ar fi ghețușul de pe străzi. Starea celor două tinere internate după teribilul accident de ieri de la Todireș s-a agravat. Femeia care și-a pierdut copilul și soțul a fost conectată azi dimineață la aparate. România a rămas iarăși fără premier, a doua oară în 7 luni. Mihai Tudose și-a anunțat demisia, iar ministrul apărării va asigura interimatul. Un șofer a murit pe loc în urma unui grav accident produs acum câteva ore pe strada Petrican din capitală. Mai multe știe colega noastră, Suada Carcuchi. Suada, bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Accidentul s-a produs în jurul orei 14. Un vas s-a ciocnit violent cu un camion. Șoferul de 30 de ani de la volanul vazului era din Telenești. Acesta a murit pe loc. Așa că medicii veniți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Se poate vedea cât de puternic a fost impactul și după starea automobilului, care a fost practic distrus. A fost nevoie ulterior și de intervenția echipelor de descarcerare pentru a-l scoate pe bărbat prins între fiarele contorsionate. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat după ce șoferul vazului a intrat pe contrasens, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza ghețușului, spun oamenii legii. Într-un final, el a ajuns sub roțile camionului. Celălalt conducător auto nu a pățit nimic. Totodată vreau să vă mai spun că în zonă s-au format mici ambuteiaje, așa că se circulă cu greu. Atât de aici, mai multe vedeți în jurnalul orei 20. Tatiana? Suada, îți mulțumesc. Ninsoarea de azi dimineața a dat peste cap ziua mai multor șoferi din capitală. Pe carosabil a fost polei, iar conducătorii auto abia de reușeau să-și stăpânească mașinile. Chiar de la primele ore s-au înregistrat 10 de accidente. În schimb, cei mai fericiți de zăpadă au fost pietonii. A doua zăpadă din acest an a provocat un adevărat haos pe străzile capitalei. Pe unele drumuri nu a fost presărat material antiderapant, astfel că s-a format ghețuș, iar mașinile au patinat. Potrivit oamenilor legii, de la ora 6 dimineața până la ora 11 în capitală, au fost înregistrate 23 de accidente din cauza ghețușului. Destul de ok, numai pe viaduc, am nu prec gheața, adică roz de iarnă, 4 de... Ar fi bine dacă ar fi curățit drumurile, un pic cam dificil. Cu dificultate să circule, pentru că o nins, dar... Șoferii sunt atenți. Pe arterele principale s-a circulat mai ușor, însă pe străzile secundare șoferii au patinat. În schimb, pietonii s-au bucurat de zăpadă. Cunoaște că iarnă, aer curat. Ne-am așteptat-o de anul nou chiar. Долго ждал. Я сам на самом деле как ребенок. Это удовольствие. Маленький морозик. Есть oarecare cum riscul de a te aluneca dacă nu ești atent, dar nu este atât de grav. Cei de la Exdrupo spun că pe parcursul zilei au presărat 200 de tone de material antiderapant, iar cei de la Direcția Locativ Comunal au intervenit pe trotuare cu 14 mașini. Nu doar drumarii au mers pe străzi, ci și primarul interimar Silvia Radu, care a decis să vadă cum se circulă. A rămas satisfăcută, spune purtătorul său de cuvânt, și a dispus să se intervină non-stop până mâine dimineață. A nins slab nu doar în capitală, dar și în restul țării. De dimineață, pe unele șosele, drumarii au împrăștiat material antiderapant. Cel mai greu s-a circulat la primele ore ale dimineții pe segmentul de drum de la Ștefan Vodă spre Palanca, unde s-a așternut un strat de 5 cm de zăpadă. Probleme au fost și pe șoseaua care duce spre Cantemir și Cahul. La Anenii Noi, în preajma localității Troița, din cauza poleiului, mai multe camioane au rămas blocate în pantă. Potrivit meteorologilor, zăpada de pe drumuri nu va ține mult, întrucât vremea se încălzește de mâine în medie cu 7-8 grade, astfel încât spre sfârșitul săptămânii vom avea maxime de până la 6 grade. Starea celor două tinere internate după teribilul accident de ieri de la Todireș s-a agravat. Femeia care și-a pierdut copilul și soțul a fost conectată azi dimineață la aparate de respirație artificială, iar medicii luptă pentru viața ei. Și cealaltă victimă este în stare gravă, dar stabilă. Starea pacientilor este mult mai gravă decât în cursul zilei de ieri. Parcursul nopții s-a agravat din cauza că ambele au suferit politraumatisme complicate, atât craniocerebrale, cât și
la locomotor. Tânăra în vârstă de 24 de ani, a cărei familie a fost distrusă în urma accidentului, a fost aseară operată, iar dimineața medicii au fost nevoiți să o conecteze la aparatele de respirație artificială. A fost aseară intervenit chirurgical la femur și la gambă. Aceasta și mai mult a influențat starea ei din moment. Astăzi dimineața a fost conectată la aparate. Femeia și-a pierdut în accident soțul și fiica în vârstă de 1 an și 5 luni. Cealaltă tânără, care se afla în aceeași mașină în vârstă de 23 de ani, este și ea în stare gravă. Cealaltă, deși starea este gravă, dar stabilă. Ele continuă să rămână în secția de reanimare. În urma accidentului produs ieri în apropiere de satul Todirești din raionul Anenii Noi, 5 oameni au murit. Potrivit poliției, șoferul unui Audi a ieșit cu viteză mare la o depășire riscantă și a intrat frontal într-o Dacia. Cei doi bărbați aflați în Audi au murit. Iar în Dacia s-au stins șoferul, un bărbat pasager și un copil. 2 tineri au fost rănite. Oamenii legii spun că au înregistrat mai multe nereguli. Șoferul automobilului Audi, în momentul impactului, avea o viteză de 105 km la oră. Se mai știe din cercetările polițiștilor că automobilul dat nu era echipat cu corespunzător sezonului de iarnă, respectiv cauciucurile erau într-o stare deplorabilă și erau cauciucuri pentru sezonul de vară. Poliția a pornit o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul, dar cel mai probabil un dosar penal nu va fi deschis, întrucât șoferul despre care se presupune că ar fi vinovat, a murit. Cum e să fii biciclist în Chișinău, ne arată un studiu prezentat astăzi. Noi am făcut un experiment. În fața mea, chiar în direcția care o vedeți, trebuie să merg liber. Și dacă observați, și în spatele și în fața mea sunt mașini parcate chiar pe această pistă roșie, deci cu pavaj roșu care a fost făcută recent. Este o adevărată aventură și este un risc. Biciclistul a circulat pe pista proaspăt amenajată de pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Imediat la știri vedeți întreaga aventură. Premierul României Mihai Tudose a demisionat, devenind al doilea prim-ministru pe care PSD îl schimbă într-un an. Rămas fără sprijin politic, el a spus că pleacă cu fruntea sus și și-a prezentat personal demisia președintelui Klaus Iohannis, care a și numit deja un premier interimar. Între timp, cei de la PSD au decis să o propună pe europarlamentara Viorica Dăncilă pentru funcția de premier. Decizia lui Tudose a dat peste cap planurile premierului japonez, care se află astăzi într-o vizită la București. Cum ați reușit să pierdeți susținerea partidului așa repede, domnule? Nu, n-am reușit să pierd susținerea partidului. Este susținerea partidului. Partidul a hotărât că e nevoie de un alt guvern. Prosjurile au fost la adresa dumneavoastră. Da, domnule, perfect, poate am și eu vina mea. Așa a hotărât partidul, așa cum am spus la început, îmi asum, tot CEX-ul m-a numit, CEX-ul a spus că e loc de mai bine. Premierul Mihai Tudose și-a anunțat demisia la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD de ieri, care a durat mai bine de 5 ore. 60 dintre cei care au participat la întâlnire au votat să-i fie retras sprijinul politic lui Mihai Tudose, 4 au fost împotrivă și 4 s-au abținut. La ieșirea din sediul partidului, Mihai Tudose a declarat că PSD a hotărât că este nevoie de un alt guvern și că va pleca cu fruntea sus. Eu reproșesc că n-am făcut mai mulți kilometri de autostradă, n-am pus mai multe spitale, plec cu fruntea sus, n-am închis anul prost, nu regret nimic, colegii au apreciat activitatea guvernamentului. După ce Mihai Tudose a spus că nu va asigura interimatul, astăzi președintele României s-a arătat îngrijorat de această schimbare și a anunțat că actualul ministru al apărării, Viorel Fifor, îl va înlocui temporar. Iată că la un an de la alegeri, primul an de după alegeri, avem deja 2 guverne PSD eșuate. Între timp, președintele PSD Liviu Dragnea a oferit explicații despre ce s-a întâmplat în ședința Comitetului Executiv Național. A fost o discuție lungă, serioasă și în final s-a supus la vot propunerea ca primul ministru să demisioneze. Au fost mai multe reproșuri. Concluzia generală a fost că nu se mai poate continua așa pentru că există o stare conflictuală între partid și guvern, cât și în interiorul guvernului. După câteva ore de discuții, Comitetul Executiv Național al PSD a decis să o înainteze pentru funcția de premier pe Viorica Dăncilă, o apropiată a șefului PSD Liviu Dragnea. Din 2009 ea este deputat în Parlamentul European, iar din 2015 conduce Organizația Națională de Femei a PSD. Decizia lui Tudose de a demisiona l-a pus într-o situație neplăcută pe premierul japonez venit astăzi la București. Acesta avea programată o ceremonie fastoasă la Palatul Victoria, dar toate planurile
au fost date peste cap. Până la urmă, Shinzo Abe se va întâlni doar cu președintele Klaus Iohannis. Premierul Mihai Tudose a fost investit în funcție în iunie anul trecut, după demiterea guvernului Grindanu la 6 luni de la investire prin moțiune de cenzură a PSD. Fostul șef de campanie al lui Ilan Șor a cerut azil politic în Spania, Igor Grigorev, cel care l-a ajutat pe primarul de Orhei să ajungă în fruntea localității, și cere acum scuze de la localnici pentru asta. Totodată acesta spune că furtul miliardului a fost pregătit cu ani buni înainte. Deocamdată Șor nu a reacționat la acuzațiile lui Grigorev. Lucrul acesta s-a făcut sistemic. În fiecare zi sau în fiecare săptămână, în diferite acte legislative, în diferite acte normative de tipul regulamentelor guvernului, băncii naționale, comisii naționale a pieței financiare, se modifica o virgulă, un cuvânt, o frază, care în 2014 a culminat cu furtul miliardului. Igor Grigoriev este sigur că mulți dintre cei care au băgat mâna în bugetul statului se plimbă acum în libertate. Acest furt are o urmă cu mult mai mare. Sunt implicate mai multe persoane din diferite entități juridice. Grigoriev însă nu spune clar despre ce este vorba. Deocamdată doar Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare. Procurorii îl acuză că ar fi obținut din Banca de Economii 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spălat ulterior prin firmele sale offshore. El se declară nevinovat și se plimbă în libertate până la o decizie a Curții de Apel, care încă nu a primit dosarul. Cei de la PAS au cerut urgentarea procesului. Această tereganare vădită a dosarului Șor, care de 7 luni este în proces de traducere, deci 120 de pagini de text din română în rusă pot fi traduse lesne în câteva zile. Responsabilii de la judecătoria Chișinău nu ne-au putut spune când dosarul va fi transmis. Între timp, Grigoriev a fugit în Spania, unde a cerut azil politic. El nu exclude că s-ar putea trezi cu dosare, mai ales după ce a spus că proiectele care îi bucură pe orheieni generează datorii de milioane în bugetul local, iar Platon s-ar fi implicat în finanțarea campaniei lui Igor Dodon. Interviul în Spania a durat 5 ore. Ce le-ați spus autorităților de acolo? Este ceea că Republica Moldova astăzi nu este administrată politic. În Republica Moldova, în fruntea statului, stă oligarhia, stă binomul Plahotniuc Dodon. Fostul șef de campanie a lui Ilan Șor a primit azil politic la sfârșitul anului, iar în luna mai va avea dreptul și să muncească. A ales Spania pentru că are rude acolo. Deocamdată nimeni nu a reacționat la declarațiile lui Igor Grigoriev. În perioada 2010-2014, Grigoriev a fost șeful fracțiunii PCRM din Parlament, iar din iulie până în octombrie 2015, el a fost viceprimar de Orhei. Membrii mai multor ONG-uri care vor anularea sistemului mixt vor relua procedura de inițiere a unui referendum. Asta după ce Comisia Electorală a respins cererea lor și a refuzat să le elibereze liste de subscripție pentru colectarea semnăturilor. Inițiatorii plebiscitului nu exclud că ar putea contesta decizia în instanță. Șefa de la CEC susține că instituția pe care o conduce este independentă, respingând acuzațiile precum că ar fi controlată politic. Sper foarte mult că până la finele acestei luni noi să avem grupul, ședința de constituire a grupului petrecută. Dacă Comisia Electorală Centrală are de gând să nu înregistreze și al doilea grup de inițiativă, atunci vorba clasicului se joacă cu focul. Inițiatorii referendumului se gândesc să conteste decizia CEC de săptămâna trecută. Comisia a refuzat să înregistreze grupul de inițiativă pentru că acesta ar fi admis mai multe încălcări de procedură. Comisia Electorală Centrală spune că aceeași persoană s-a semnat de 2 ori și are aceeași semnătură, deci fiți atenți, suntem siguri că e vorba de aceeași persoană. Întrebarea mea către Comisia Electorală Centrală este de ce pur și simplu persoana respectivă nu a fost ștearsă din lista de prezență. Comisia Electorală și-a mai motivat decizia și prin faptul că inițiatorii referendumului nu au venit și cu un scenariu eventual în cazul revenirii la sistemul proporțional. Inclusiv acest argument al vidului juridic care s-ar produce prin abrogarea legii nu are sens. Oricare decizie adoptată de către Comisia Electorală poate fi contestată în instanța de judecată de către subiecții dreptului electoral sau persoanele care se consideră lezate. Noi înțelegem că dosarul nostru este politic și mergând în instanță, noi avem o mare, mare probabilitate că nu vom avea parte de un proces
echitabil. Membrii ONG-urilor care își doresc revenirea la sistemul proporțional insistă că cecul este subordonat guvernării. Alina Rusu respinge acuzațiile, precizând că deciziile sunt dezbătute public. La sfârșitul anului trecut, grupul de inițiativă își propunea să adune cele 200.000 de semnături necesare pentru a declanșa plebiscitul, care ar urma să aibă loc cel târziu cu 60 de zile înainte de alegerile parlamentare. Democrații spuneau atunci că sunt bani aruncați în vânt. Sistemul mixt de vot a fost adoptat în vara lui 2017 de deputați din PD, PSRM și cei din Grupul Popular European. În acel context, comisarul european Johannes Hahn declarase că votul mixt ar reprezenta un pericol pentru democrația și statul de drept din Moldova, iar Comisia de la Veneția a specificat că țara noastră nu este pregătită pentru un asemenea sistem electoral. Viața bicicliștilor în traficul aglomerat din capitală nu este una foarte ușoară. Au de luptat zi de zi cu neatenția șoferilor și nu numai. Se arată într-un studiu făcut public astăzi. Împreună cu un biciclist am decis să facem un experiment și să vedem cum e să pedalezi pe pista recent amenajată pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Mersul pe bicicletă prin centrul capitalei este o adevărată provocare. Pista de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, proaspăt amenajată, se dovedește a fi inutilă și lipsită de siguranță. Deci în fața mea, chiar în direcția care o vedeți, trebuie să merg liber. Și dacă observați, și în spatele și în fața mea sunt mașini parcate chiar pe această pistă roșie, deci cu pavaj roșu care a fost făcută recent. De aici apar problemele. Bicicliștii nu pot circula deoarece riscă să dea peste pietoni sau mașini, deoarece șoferii nu sunt obișnuiți să respecte spațiul colegilor din trafic. S-a făcut o zebră special pentru biciclete pe această porțiune Ștefan cel Mare. Deci noi nu avem dreptul să trecem pe zebra pietonilor, deci noi trecem pe zebra noastră. O altă problemă sunt bordurile de la trecerile de pietoni sau din intersecții. Bordura trebuie să fie la nivel cu asfaltul. Dacă urmărim chiar aici, vedeți că aici este cel puțin jumătate de centimetru sau aproape un centimetru de la asfalt. Bicicliștii circulă cu viteză mică, dar cu riscuri mari și pe alte străzi din capitală. Conform regulamentului avem un metru de la bordură, respectiv, stimat șofer, este metrul nostru. Deci cum puteți urmări? Eu acum sunt nevoit, pe acolo nu pot să circul. Eu sunt nevoit să trec pe carosabil. Deci, da, eu trebuie să oculesc mașina asta. Dar aici sunt doar două benzi și eu respectiv încurc banda pe care vine mijloc de transport. Eu depășesc metru de la bordură. Și, Doamne ferește, se întâmplă ceva, eu sunt vinovat. Dacă mă urc și na. Iar de indicatoare, nici vorbă. Și ea trebuie să aibă un indicator corespunzător. La începutul pistei, la sfârșitul pistei. Și marcajul corespunzător chiar pe această pistă. Noi vedem că el lipsește. Bănuim sau așteptăm să apară. Luați la întrebări, unii șoferi nu au vrut să ne răspundă, alții spun că nici nu au observat că au parcat pe pista pentru bicicliști. Noi nu am parcat pentru pista de... Unde vedeți la pista pentru bicicliști? Prin zăpadă, nu se vede. Care pista pentru bicicliști? Nu e nicio pistă. Nu mai vorbim de parcările pentru biciclete. Sunt nevoit să o leg de această țeavă de gaz din situația că nu este un loc de parcare și amenajat. Chiar insist să fie la fiecare restaurant, instituție publică. Într-un studiu prezentat astăzi se vorbește despre lipsa infrastructurii pentru bicicliști, dar și despre faptul că se alocă foarte puțin bani pentru asta. În urma analizei bugetelor municipale din ultimii 10 ani am stabilit că autoritățile din Chișinău nu au alocat niciodată bani pentru amenajarea pistelor pentru biciclete, îmbunătățirea infrastructurii de ciclism sau promovarea utilizării bicicletei în oraș. Doar în cadrul lucrărilor de renovare a acestor străzi. Evident că pentru orașul Chișinău e un gol care noi, autoritățile, nu l-am dezvoltat până în prezent. Nu s-a pus problema atât de serios ca noi să avem anumite proiecte elaborate. Dacă v-aș da eu personal, cel puțin ideea mea personală, da, de la Ciocană până în centru și până la Botanica sau la Telecentru sau în altă parte, orice direcție, îl implementați în jumătate de an. Și-l votați în Consiliu. Nu votăm. Specialiștii spun că dezvoltarea transportului alternativ pe două roți ar prelua 30% din traficul urban. Se vor micșora emisiile de gaze cu efect de seră, se vor micșora foarte mult și pe baza aceasta, municipiul Chișinău, dacă ar prezenta un proiect, dacă ar fi capabil să prezentăm un proiect foarte bine structurat în acest sens, am putea obține și niște finanțări necesare pentru această infrastructură, pentru organizarea acestei infrastructuri. Studiul a fost elaborat în cadrul unui proiect implementat de Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova. Omagiul lui Eminescu într-un metrou din Londra, interpretul Cătălin Josan a cântat la pian o piesă pusă pe versurile marelui poet. Iubirea mea, tu nu pleca, cu fiul rece și turbă. Trec
Judecătorii s-au oprit în loc ca să asculte imediat la știri. Vedeți mai multe imagini, dar și ce spune artistul despre gestul său. Accident grav în Germania. 43 de elevi și 5 profesori au ajuns la spital după ce autobuzul școlar în care se aflau s-a lovit de mai multe mașini, după care s-a izbit violent în peretele unei clădiri. Imediat, întreaga zonă a fost împânzită de ambulanțe și elicoptere care au preluat persoanele rănite. Șoferul a fost reținut, iar cauza producerii accidentului nu se știe deocamdată. Accidentul s-a produs în această dimineață la aproximativ 50 de kilometri de orașul german Mannheim. Autobuzul plin cu elevi se îndrepta spre școală după ce i-a preluat din suburbiile orașului. Într-o curbă, șoferul ar fi pierdut controlul volanului. Autobuzul s-a lovit de câteva mașini, un pieton, după care s-a izbit frontal în peretele unei case. Sofort rübergerannt, weil der Kollege, der ist auch noch vom Auto weggeschoben worden, vom Bus, ne? Und war auch verletzt. Und dann sind wir rüber und haben gesehen, dass im Bus alle verletzt waren und alle rumgelegen und geblutet hat. Und dann haben wir sofort die Polizei angerufen und den Notarzt. Tot trecătorii au fost cei care le-au acordat primul ajutor victimelor. Es hat geregnet heute Morgen, war ja eiskalt und die Kinder waren unter Schock. Und dann haben wir sie alle ins Warme. Und habe warme Getränke hingestellt und habe Decke ausgeteilt und Stühle, dass sie sich hinsetzen konnte. Toți pasagerii din autobuz au fost răniți. Eine ganz dramatische Situation, die sich jetzt auch für uns hier noch abspielt und die wir jetzt im Moment versorgen müssen. Wir haben mehrere Hubschrauber organisiert, auch Nachthubschrauber, um die Versorgung in die umliegenden auch Kinderkrankenhäuser zu gewährleisten. Șoferul, care la fel s-a ales cu mai multe traumatisme, a fost preluat de poliție. Nu este clar din ce cauză s-a produs accidentul. Caz șocant în Statele Unite, 12 frați și surori, între care minori, au fost descoperiți legați cu lanțuri, înfometați și murdari într-un mic oraș din California, iar părinții lor au fost arestați pentru tortură. Alerta a fost dată de sora lor de 17 ani, care a reușit să fugă. Nu este clar deocamdată din ce motiv soții au procedat în așa fel cu propriilor copii. Adolescenta de 17 ani a reușit să fugă de acasă duminică dimineață și să sune la serviciul 911 de la un telefon mobil pe care l-a găsit în casă. Ea le-a spus oamenilor legii că cei 12 frați ai săi sunt sechestrați în interiorul locuinței lor de către părinți, indicând că unii dintre ei sunt legați cu lanțuri și lacăte. În urma acestui apel, agenții de poliție s-au deplasat la locuința lui David Turpin și a soției sale Louis, de 57 și respectiv 49 de ani, care nu au putut explica de ce copiii au fost legați de paturile lor în întuneric. Polițiștii au crezut inițial că cele 12 persoane descoperite subnutrite și foarte murdare erau minore, dar ulterior și-au dat seama că 7 dintre ei erau adulți, având între 18 și 29 de ani. 6 dintre cele 13 victime sunt copii, unul dintre care are 2 ani. They were all in PJs because it was early in the morning. They were very, very pale skinned, like almost like they've never seen the sun, but I've seen a couple of the older ones, so they all and it was mostly girls. And then kind of small framed, I'd say kind of tiny, almost looked a little malnutrition. Everybody was super skinny and not athletic skinny, like malnourished skinny. Unii vecini spun că familia era una obișnuită și nu prea dădea de bănuit, în timp ce alții susțin că aceasta era foarte retrasă de restul oamenilor. I've seen the neighbors every once in a while, not really like that. She told me they had 12 to 13 kids. I've only ever seen 4 kids ever. When the cops came, I asked the cops, like, what happened? I really feel like bad for the kids right now. I always had a suspicion because that house never looked like there was a lot of action in front of it. Serviciul de protecție a copilului din California a deschis o anchetă. Potrivit presei locale, David Turpin este directorul unei școli private din Paris, fapt confirmat și de site-ul școlii deschisă în 2011. Pe o pagină de Facebook cu numele lui David Louis Turpin se poate vedea cuplul la o ceremonie care pare a fi o nuntă. Louis Turpin este într-o rochie lungă albă, iar soțul ei în costum, în timp ce sunt înconjurați de 13 persoane care par să fie toți copii, minori sau adolescenți, fetele cu păr lung și șaten, toate purtând rochii de același model cu excepția unui bebeluș. Băieții poartă aceeași tunsoare ca David Turpin. Nu este clar ce i-a făcut pe părinți să-și sechestreze copiii, mai ales că în pozele de pe Facebook totul pare să fie în regulă.
Judecătorul Iurie Obadă, care a emis mandat de arest pe numele lui Andrei Brăguța, a fost demis astăzi de către Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit purtătorului de cuvânt al CSM, Obadă a fost demis pentru incompetență cu unanimitate de voturi. Potrivit ziarului de gardă prezent la ședință, Obadă a declarat că nu a știut că Brăguță suferă de o boală și crede că era corect ca procurorul să prezinte un alt demers pentru internarea lui la psihiatrie. Obadă a motivat decizia sa prin faptul că starea în care se afla Brăguță era periculos pentru propria persoană și pentru cei din jur. Ieri, 13 polițiști cercetați în cazul morții lui Brăguță urmau să apară în fața judecătorilor, însă ședința a fost amânată. Tânărul a fost reținut în luna august pentru depășirea limitei de viteză. După 10 zile de la arest, el a murit în penitenciar în condiții suspecte. Anișoara Login revine în câteva minute cu emisiunea O seară perfectă. Anișoara, bună seara din nou! Bună seara din nou, Tatiana. Continuăm emisiunea cu doi invitați speciali. Este vorba despre Olga Ciolacu și soțul său, care ne vor povesti care este secretul unui mariaj de peste 40 de ani. În altă ordine de idei, aflăm ce mai face Olga Ciolacu și ce proiecte de viitor are. De asemenea, l-am invitat și pe Pașa Parfeni, ca să vedem cum a început pentru el anul, dar și cum s-a încheiat 2017. Vă aștept în câteva minute. Anișoara, îți mulțumesc. Cel puțin două persoane au murit, iar alte 14 au fost rănite în urma unei explozii produse în orașul belgian Anvers. Deflagrația provocată de o scurgere de gaze într-un restaurant a dus la prăbușirea a trei clădiri. Mai multe echipaje de pompieri încă inspectează ruinele clădirilor rezidențiale. Poliția a informat că două cadavre au fost găsite sub dărâmăturile unuia dintre imobile. Dintre cei 14 răniți, 5 s-au ales cu răni grave, iar unul se află în stare critică. Autoritățile susțin că investigația este în desfășurare, însă au exclus versiunea unui atentat terorist. Doliu în lumea muzicii, solista celebrei trupe irlandeze The Cranberries, Dolores O'Riordan, s-a stins la 46 de ani. Interpreta se afla la Londra pentru o sesiune de înregistrări și a murit subit, potrivit impresarului său, care nu a oferit mai multe detalii despre cauza morții acesteia. Trupul neînsuflețit al lui Dolores O'Riordan a fost găsit în camera de hotel în care cântăreața era cazată la Londra, unde venise pentru o scurtă sesiune de înregistrări. Vestea cumplită a fost anunțată imediat de către impresarul interpretei, care a scris într-un comunicat de presă despre moartea artistei, precizând că nu sunt disponibile mai multe detalii la acest moment și că membrii familiei sunt devastați de aflarea veștii și au solicitat să nu fie deranjați în aceste momente dificile. O'Riordan a devenit solista trupei de Cranberries în anul 1990, pe când avea 18 ani, iar după 3 ani, vocea deosebită a artistei a devenit cunoscută în întreaga lume. În 13 ani, trupa irlandeză a avut un succes fenomenal la nivel internațional, ca în 2003 Dolores O'Riordan să-și înceapă cariera solo. Artista a lansat câteva albume, însă după 6 ani, în 2009, a revenit în trupa care a făcut-o cunoscută, iar de atunci nu s-a mai despărțit de ea. The Cranberries au vândut mai mult de 40 de milioane de albume în decursul carierei. Dolores O'Riordan a fost căsătorită cu tour managerul trupei The Cranberries, Don Burton, timp de 20 de ani până în 2014. Cuplul are 3 copii. O'Riordan a fost diagnosticată cu tulburare bipolară în 2017. Acesta a fost și motivul pentru care în 2014 cântăreața a lovit și scuipat un polițist pe un aeroport din Irlanda. Emoții sublime și ropote de aplauze au stârnit versurile lui Eminescu interpretate într-un metrou londonez de Cătălin Josan. Astfel, artistul spune că i-a adus un omagiu mare lui poet în ziua în care s-au marcat 168 de ani de la nașterea acestuia. Iubirea mea, tu nu pleca. În
În perioada sărbătorilor de iarnă, plecat în turneu la Londra, Cătălin Josan a delectat trecătorii din metrou cu versurile lui Mihai Eminescu, puse pe notă de compozitorul Anatol Chiriac. Filmarea a fost făcută la începutul ianuarie, era un pian în metroul londonez și am zis să profit de ocazie să cânt un pic din piesa de aș avea. Cred că ar trebui să facem mai des gesturi de genul. Dimineața cuprinde și la britanici. Momentul emoționant a oprit zeci de trecători. Aceștia l-au aplaudat cu dărnicie, semn că muzica bună este limbajul înțeles de toți. Au fost oameni diferit. M-am bucurat foarte mult că până la un moment dat poate nu înțelegeau despre ce vorba, au rămas până la sfârșit și... Filmulețul a fost postat pe pagina de Facebook a artistului, iar la scurt timp a adunat sute de mii de vizualizări. Și încearcă șansa, Federația Moldovenească de Fotbal și-a înaintat candidatura pentru găzduirea meciului Supercupei UEFA din anul 2020. FMF concurează cu alte 9 asociații pentru a organiza evenimentul. Printre acestea sunt Franța, Portugalia sau Belarus. În cazul în care candidatura federației noastre va fi cea aleasă, meciul ar putea fi găzduit pe stadionul Zimbru din Chișinău. UEFA va anunța decizia finală în luna mai a anului curent. În cadrul Supercupei UEFA joacă câștigătoarele Ligii Campionilor și Ligii Europa. Radu Albot nu a reușit să treacă de primul tur la Australian Open. Tenismanul moldovean a pierdut în fața unui jucător din Ungaria, scor 1-3 la seturi. A fost a doua participare a lui Albot pe tabloul principal al acestui turneu la simplu. Radu Albot, numărul 87 în topul mondial ATP, a dat piept cu ungurul Marton Fucsovics, tenismen clasat pe locul 80. Moldoveanul a ratat startul și a pierdut primul set, scor 2-6. Apoi a jucat de la egal la egal cu adversarul său timp de câteva minute. Însă Fucsovics s-a desprins mai târziu și a luat setul secund, scor 6-3. Albot a avut o prestație mult mai bună în următorul set, în care a făcut de două ori break și s-a impus cu 6-4. Game and 30. Albert, 6 games to 4. În al patrulea set, tenismanul moldovean a condus minute bune, însă finalul i-a aparținut lui Fucsovics, care a întors scorul și a câștigat cu 7-5. Albot se va consola cu un premiu de $48.000. Sportivul nostru totuși nu părăsește turneul la Australian Open. La noapte, el va debuta în concursul de dublu în pereche cu sudcoreanul Chung. Ryan Giggs este noul antrenor al Țării Galilor. Fosta vedeta lui Manchester United îl va înlocui pe Chris Coleman după ce a semnat un contract pe 4 ani. 64 de meciuri a jucat Giggs pentru reprezentativa Țării Galilor. În vârstă de 44 de ani, Giggs a fost secundul lui Van Gaal la Manchester United, dar și a îndeplinit rolul de antrenor interimar pe Old Trafford pentru 4 meciuri la finalul sezonului 2013-2014. În calitate de fotbalist, Giggs a petrecut 23 de sezoane la Manchester United. Naționala Moldovei a fost învinsă în ambele partide de Țara Galilor în preliminariile campionatului mondial. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Urmează partea a doua emisiunii O seară perfectă cu Anișoara Loghin. Eu vă doresc o seară frumoasă!